Mulțumim tare mult. În platoul de la Neața a sosit Diana Baicu, specialist în frumusețe. Urmează deci cele 5 minute de frumusețe. Încet, încet ni se întorc ai noștri de la Congresul de la Paris. Acolo s-au întâmplat lucruri memorabile. Știți deja, de luni tot povestim despre faptul că în weekend, dacă aveai nevoie de un specialist în beauty sau un dermatolog să-ți dea o cremă pentru un coș, nu găseai pe absolut nimeni în România. Toți erau la Paris. Rămâna bună dimineața! Bună dimineața! Înțeleg că s-au prezentat tehnologii de ultimă oră, la multe nu ne așteptam, multe concepte au fost definite și înțeleg că vor fi puse în aplicare. Între conceptele ce s-au discutat la Paris este acesta de expozom. Expozomul este un concept despre care vom auzi din ce în ce mai mult în perioada imediat următoare. Este un concept relativ nou. Spun relativ pentru că prima dată s-a vorbit despre expozom în 2015, dar în timid, pentru că de unde s-a pornit? Se vorbea foarte mult despre poluare și despre produse antipoluare, apoi de produse antistres, de produse care să ne protejeze de factorii de mediu extern, dar deja erau foarte mulți și atunci trebuiau puși toți sub o umbrelă. Pentru că atunci când vorbim despre expozom, vorbim despre totalitatea factorilor, atât extern, de mediu extern, cât și intern, la care suntem supuși și care ne afectează sănătatea și frumusețea. Și aici mă refer la razele ultraviolete, la lumina albastră, dar și la stres, la stilul nostru de viață, la schimbările hormonale, la variațiile de temperatură și la poluare. Deci sunt mulți, mulți, mulți. Și atunci noi trebuie să vedem cum ne putem apăra de acești factori, într-o oarecare măsură, dar cum putem să contracarăm acțiunea lor. Pentru că, da, ei ne afectează atât sănătatea, cât și frumusețea pielii. Și unde trebuie să acționăm noi în primul și în primul rând? Păi la nivelul pielii, pentru că nu uităm nicio secundă că pielea este, de fapt, cel mai mare organ al corpului și rolul ei este, în primul rând, să ne apere. Și ca să ne apere, trebuie să fie în perfectă stare. Adică tot timpul trebuie să fim atenți la bariera hidrolipidică să fie intactă, la probioticele și la prebioticele pe care noi trebuie să le aducem ca și aport ca să ne funcționeze perfect microbiomul pielii, un concept iar la modă și care este strâns legat de expozom, și vorbim după aceea despre epigenetică. Tot așa, un concept, poate par niște concepte oarecum abstracte, dar ele nu sunt deloc. Ele de fapt înglobează mai multe lucruri și ne ajută zilnic să înțelegem logic și să fie foarte simplu atunci când ne alegem rutina de înfrumusețare. Pentru că noi, ca să contracarăm acțiunile acestui expozom, trebuie să facem, de fapt, niște lucruri simple. Trebuie să folosim produse care conțin ingrediente de protecție. Am spus deja microbioticele și probioticele cu rol în apărarea, în bariera pielii. După aceea trebuie să folosim produse care ne ajută să funcționeze perfect această barieră hidrolipidică. Deci creează un film la suprafața pielii, dar nu un film care să nu permită ca alte substanțe active să pătrundă în interiorul pielii. Nici într-un caz nu vrem să sufocăm, să spun așa, pielea. Ea trebuie să continue să funcționeze așa cum trebuie. Trebuie să aducem un aport de peptide, în special biopeptide mimetice, care s-a dovedit că sunt extrem de eficiente în acest caz, și foarte multe complexe biotehnologice, care fiecare dintre ele au un anumit rol. Dar poate vă întrebați, cum măsurăm noi aceste efecte ale expozomului asupra pielii? Corect. Sigur, asta o deshidratare am învățat cumva, dar restul? Exact. Există analize care sunt probate din punct de vedere științific, cum ar fi analiza spectrometrică a țesuturilor. Această analiză spectrometrică a țesuturilor folosește lumina pentru a ne da indicații asupra stării de sănătate a țesuturilor noastre. Adică nu vorbim de analize de sânge, ci vorbim de analize care ne spun la suprafață. Cum stăm la suprafață. Cum stăm din punct de vedere al țesuturilor, adică pielea noastră, părul nostru, cum stau din punct de vedere al oligoelementelor, al vitaminelor și a intoxicației cu metale grele. Și după aceea, după ce avem această analiză și interpretarea ei de către un medic specialist, putem exact să știm de ce avem nevoie. Și putem să venim printre altele, pentru că sigur o să avem nevoie și de o alimentație adecvată, avem nevoie și de un stil de viață adecvat, poate de suplimente pe care tot doctorul, medicul ni le
recomandă, venim cu produsele potrivite. Sunt produse care au fost special concepute ca să răspundă la acest concept de expozom. Și sunt produse care ne protejează de variațiile mari de temperatură, de aerul condiționat. Toți suntem expuși la aerul condiționat în acest moment. Și nu prea îl băgăm în seamă? Lumina albastră. Lumina albastră este peste tot. Toate gadgeturile o emană. Avem după aceea poluarea, avem după aceea hidratarea despre care am vorbit și există produse care conțin complexe biotehnologice și biopeptide mimetice, așa cum v-am spus, pe care le folosim și ca bază de machiaj și ca produs de hidratare și care sunt potrivite pentru toate vârstele și au acest rol să ne protejeze de expozom. Mai avem un singur minut. Există apoi produse care acționează ca un fel de magnet. Sunt produse antipoluare, dar nu numai. Acesta, de exemplu, conține un produs, un ingredient care se numește depolution și care acționează ca un magnet care ne atrage toate particulele poluante din mediu emise de gazele de eșapament, de exemplu, dar și metalele grele, despre care tocmai am vorbit și cu care am putea să fim intoxicați marea majoritate dintre noi. Fără să știm, inclusiv din de curând am aflat, din mâncarea pe care o comandăm, din caserolele în care ajunge exact mâncarea, dacă sunt din aluminiu, se va regăsi în exces în corpul nostru. Putem să tragem o concluzie, să vedem în 30 de secunde ce folosiți produse care ne protejează de totalitatea acestor factori, expozom. Folosiți produse care au înscrise pe ele sau care conțin ca și ingredienți aceste complexe de protecție a pielii. Căutați produse cu biopeptide mimetice, extractul de cătină, extractul de iris, fac minuni în acest sens și produse care în același timp ne creează o umbrelă și ne protejează în același timp de mai mulți factori, atât din interior cât și din exterior. Mulțumim tare mult, Diana Baicu, specialist în frumusețe, o dată pe săptămână, 5 minute de frumusețe. Astăzi totul despre expozom, un cuvânt ce îmi place tare mult. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la Neața, rămâi cu noi.